108 de persoane sunt vătămate în urma furtului de conturi de la sucursala Czech Bank din Zladna. Cele două surori au fost aduse cu mandat la Poliția Alba, iar polițiștii au efectuat percheziții la locuințele lor, dar și în alte două locații. Ați reușit să păcăliți oamenii. Sunteți vinovată? Ce ați făcut cu banii? E adevărat că ați strâns bani din contul clienților? Cum trebuie de asta să-i păcăliți pe oameni? Ce ați făcut cu banii? Nu v-a fost milă de oameni în vârstă? Persoanele vătămate au depus plângeri împotriva celor două, unii dintre ei fiind lăsați fără agoniseala de o viață. Mai am din 21 de euro, 50 de euro, din 90 de mii. 120 de lei. Când ați luat? Cât timp ați luat banii cei? 8 ani de Germania. Ați luat banii? Da. Ce aveați de gând să faceți? Păi o mașină sau un apartament, ceva bine. Dar când ați mers la bancă, ce v-au spus doamnele? Păi întotdeauna mă sunau acasă și îmi spunea că ești în regulă. Când banii am, dobândă și tot. Niciodată nu v-au spus că lipsesc bani sau... M-au sunat acasă, păi întotdeauna. Sunau. Asta că este prin regulă, banii sunt acolo, dobândă. Ați avut încredere? Păi, credere, dar cred că nu prea bine să ai încredere. Mai aveți o speranță din bani? Da, o mică speranță. Tot așteptăm și nimeni nu mai zice nimic, dar... De agonisele din urmă? Da, normal, de atât ani. În ce domeniu ați lucra? În agricultură. Încă greu. Foarte. Și când să vă bucurați de bani? Da, eu luat. Mulți. Dar v-au dat acte? Da, în afară de 1000 de euro pe care nu mi-a dat, mă rest avem. Și cum se comportă cu dumneavoastră? Foarte frumos! Foarte frumos, nu dar niciodată nicio domnioară. Și pe acei 1000 de euro v-au dat? Nu, ne-au dat chitanță. Și care... ce v-au zis atunci? De ce n-au dat? Da, ne-au dat de altă dată. Femeile i-ar fi indus în eroare pe unii clienți ai băncii pentru care nu ar fi efectuat operațiuni de depunere a banilor în cont sau nu ar fi deschis conturi de depozit pe numele acestora, însușindu-și banii și eliberându-le documente care atestau în mod fictiv că sumele de bani au fost depuse în conturile lor și au fost introduse în circuitul bancar. Este vorba despre infracțiuni de delapidare și înșelăciune pe care cele două bănuite le-ar fi comis în perioada anilor 2012-2016. Astăzi au avut loc 4 percheziții la locații deținute de acestea. Au fost ridicate mai multe înscrisuri bancare, carduri bancare, precum și alte documente care vor fi folosite în continuare în anchetă. Cum procedau? Se pare că cele două fie sustrăgeau bani direct din conturile de economii ale clienților băncii, fie înșelau clienții băncii fără a mai depune sumele de bani în cont. Să știi ce a făcut cu banii? Deocamdată ancheta este în derulare, aceasta urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu sumele de bani. Prejudiciul total cauzat este de peste 3.200.000 de lei, în dauna a 108 persoane vătămate.